Ieri a avut loc cea de-a 20-a ediție a topului firmelor organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu. Ediția jubiliară s-a desfășurat într-un cadru festiv la restaurantul Perla și a adus la un loc elita afaceriștilor din județ. Au fost acordate distinții agenților economici care în 2012 au obținut rezultate de excepție, precum și celor care își desfășoară activitatea de 20 de ani. Festivitatea a fost deschisă de președintele Camerei de Comerț și Industrie Giurgiu, Alexandru Epângeac. Sunt 20 de ediții când oamenii de afaceri care sunt în sală ne-au adunat. Am fost în fiecare an peste 200 de oameni de afaceri care au sărbătorit acest eveniment. Este o gală a laureaților. În acest an, Camera de Comerț a acordat diploma jubiliară 20 de ediții în top, diploma pentru anul 2012, diploma de excelență pentru 3 ani consecutiv pe primele 3 locuri și diploma top 200 în funcție de cifra de afaceri. Societatea care timp de 20 de ani a fost pe locul 1, Electroconstrucția Elco S.A. cu domnul Vali Mihail, pe care îl cunoașteți toți și eu vreau să-l felicit încă o dată. Domnul Vali, unde sunteți? Uite, o să-l vedeți. Deci n-a părăsit locul 1 niciodată. Despre noastră. Felicitări încă o dată. Da. Societatea... Felicitări încă o dată. Societatea Gheștiubeanu SRL, cred că are un reprezentant, dacă n-a ajuns domnul Ștubeanu, care la fel, deci Gheștiubeanu SRL este societatea pe care am ființat-o primul și prima societate a dumnealui și s-a ocupat, dacă nu mă înșel, de evidență contabilă. După decernarea premiilor, oamenii de afaceri au petrecut pe muzică bună și mâncăruri fine. Ca în fiecare an, topul a fost realizat după un program unic pentru întreg sistemul central din România, ceea ce conferă unicitate clasamentului din toate camerele județene.